Frați și surori, să fiți binecuvântați în această dupămasă. Suntem bucuroși să fim în locul acesta. Vă invit să stăm ridicați. Vrem să începem timpul nostru de închinare. De fapt, să continuăm timpul nostru de închinare, pentru că l-am început încă de dimineață. Și faptul că suntem în locul acesta, nu facem altceva decât să ne închinăm Domnului. Prin prezența noastră în locul acesta, alegem să fim în prezența Domnului și să-i cântăm Lui, să ne închinăm cu toată inima noastră. Ce bucurie să mă știu copilul tău și să fiu mereu păzit de mâna ta. Haideți să cântăm din toată inima. Tot ce este în mine te glorifică. În această dupămasă să spunem din toată inima, preamărit să fie Domnul. Ne bucurăm să fim din nou împreună, avem harul din partea Domnului din nou să ne închinăm și cred că este cel mai frumos lucru pentru un pământean, pentru un muritor, să se închine înaintea Creatorului. Hristos Domnul primește închinarea noastră, dar suntem condiționați, frați și surori. Să ne ajute Domnul închinarea noastră să fie în Duh și în adevăr. Cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta și noi vrem să ne închinăm înaintea Domnului.
Vreau să citesc doar câteva versete din Psalmul 65, după care vom face o rugăciune cu toată adunarea, lăudăm pe Domnul, îl preamărim pe Domnul și mulțumim Domnului pentru purtarea Lui de grijă. Și în a doua parte a rugăciunii vom cere de la Domnul ca să binecuvinteze cântarea de laudă, să binecuvinteze Dumnezeu mesajul Evangheliei, care în seara aceasta va fi predicat de fratele Viorel Iuga, Domnul să-l însoțească cu puterea Duhului Sfânt și fie seara aceasta o seară binecuvântată de Domnul. Amin. Psalmul 65, traducerea Cornilescu, pagina în Sfânta Scriptură, 589. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Amin. Vreau să spun un singur lucru după care ne vom ruga. Frați și surori, prieteni, toți care suntem în casa de rugăciune, ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Amin. Dumnezeu ne ascultă când ne rugăm. Amin. Doamne, ascultă-ne și în seara aceasta. Cu toată biserica ne închinăm înaintea Domnului și ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta. Tu ești Dumnezeul nostru, slăvim numele Tău.
Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea lui se arată, prin el trăiesc, e bucuria mea. Glorificat să fie numele Domnului. Vă invit pentru câteva momente să ocupăm locurile. Și aș vrea înainte să intrăm într-o următoare rugăciune, să ne ațintim privirile în cuvântul lui Dumnezeu și la fel cum am cântat în cântarea anterioară, căci credința noastră rămâne în Domnul Iisus. Viața noastră este legată de El, este ancorată în El, dacă vreți. Și psalmul care a fost citit în seara aceasta începe cu versetul: cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, spune David, de aceea toți oamenii vor veni la tine. De ce? Pentru că noi avem credință
căci Domnul este prezent în locul acesta, glorificat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Credința noastră este în Domnul nostru, în Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic. Dacă ne ducem în epistola scrisă evreilor, la capitolul 11 și înțelegem ce este credința, spune versetul 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi vrem să ajungem în cerul lui Dumnezeu, deși nu l-am văzut. Știm când se va termina alergarea noastră pe pământul acesta, că vom sfârși în cer alături de Dumnezeu și așa să ne ajute Domnul. Noi avem credința că întotdeauna când ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu, El ne ascultă rugăciunea. Deși nu l-am văzut, îl simțim doar în viața noastră și aceasta prin credință, iubiții mei. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și am cântat toate aceste lucruri prin credință. Nădejdea noastră este în Dumnezeu. Și versetul 6 din capitolul 11 spune: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Poate ești pentru prima dată în seara aceasta în biserică aici și ți-ai pus întrebarea: cum aș putea să plac lui Dumnezeu? Cum aș putea să-L determin pe Dumnezeu ca să privească la mine? Aș vrea să spun, iubitul meu, oricine ești aici, crede că Dumnezeu este Dumnezeul Atotputernic. Recunoaște-L pe El ca singurul Dumnezeu. Predă-ți viața în mâna Lui. Crede că El poate să-ți elibereze viața ta. Și lucrul acesta să fie făcut cu credință înainte lui Dumnezeu. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, trebuie să ai credință. Și versetul 6 spune mai departe: fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce Îl caută. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și m-am dus în cartea evanghelistului Matei, scurt vreau să relatez această întâmplare. Când ucenicii erau pe Marea Vieții, erau cu barca pe mare și spune că vântul le stătea împotrivă și valurile erau mari. Domnul Iisus Hristos a rămas pe munte să se roage. Și dintr-o dată Domnul Iisus apare pe ape în fața ucenicilor. Ei, crezând că este o năluc în întuneric, apoi și-au dat seama că este Domnul Iisus Hristos, iar Petru, cel mai săritor, ca de obicei, spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: vino la Mine. Dar Petru a început să pășească pe ape prin credință. Iar la un moment dat s-a uitat la vânturi, s-a uitat la valuri și a început să se scufunde și s-a rugat: Doamne, scapă-mă că mă nec. Dar Domnul îl mustră și spune: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și am stat și m-am gândit că de multe ori pe marea aceasta vieții, când valurile se ridică câteodată, îmi scade credința în inimă și mă gândesc că Dumnezeu poate nu mai ascultă rugăciunea mea. Aș vrea în seara aceasta să mergem în rugăciune și să spunem: Doamne, mărește-ne credința. Doamne, ajută-ne să fim întotdeauna cu credința ancorată puternic în Tine. Chiar dacă valurile sunt mari, noi vrem să mergem prea pe prin credință. Noi vrem să credem că întotdeauna puterea Ta este mare. Noi vrem să avem certitudinea că întotdeauna când rugăciunile noastre se înalță către Tine, Tu asculți rugăciunea și Tu aduci rezolvare, pentru că El este Dumnezeu. Și niciun cuvânt nu rămâne uitat. Rugăciunile Tale și rugăciunile mele sunt pe altar înaintea lui Dumnezeu. Dar nouă ne trebuie credință, iubiții mei. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și am declarat prin cântare că credința noastră este doar în Domnul Iisus. Lăudați să fie numele Lui. Vă invit să stăm ridicați. Și n-aș mai continua cu cuvintele mele, ci aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, mărește-ne credința. Doamne, ajută-ne ca ieșind din locul acesta să pășim prin credință și să știm că întotdeauna Tu ne asculți, că întotdeauna Tu ne întinzi mâna, că întotdeauna ești gata să ne scapi, ești gata să ne izbăvești. Chiar dacă furtuna este mare, chiar dacă în familia ta sunt probleme, sunt necazuri, crede în seara aceasta că Dumnezeu are rezolvare pentru tine. Haide să intrăm cu credință în rugăciune. Binecuvântat.
oricine va cădea, el se va ridica, dacă e predată toată inima. Domnul să ne ajute să ne predăm și în seara aceasta inima în totalitate. Cântăm împreună. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata pentru ziua când vom pleca din trupul acesta. Frați și surori, aș vrea să vă rog pe toți să vă reașezați.
Vă binecuvântăm pe toți care în această după masă ați ales să fiți împreună cu noi la părtășie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm în mijlocul nostru prietenii casei Domnului, musafirii și cei care în seara aceasta ați hotărât să veniți să fiți alături de Biserica Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Între noi îl avem în seara aceasta pe fratele păstor Viorel Iuga, Domnul să-l binecuvinteze. Este și președintele cultului baptist din România. În seara aceasta, la timpul potrivit, ne va sluji prin cuvântul Evangheliei. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Sigur că vrem să lăsăm în seara aceasta loc mai mult pentru cuvânt, pentru mesajul care va fi din partea Domnului pentru noi. De aceea, punctele din serviciu divin nu vor fi prea multe, dar câte sunt, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe cei care vor cânta, să-i însoțească Domnul și părtășia din seara aceasta să fie o părtășie binecuvântată de Domnul. Grupa de copii numărul 6 se va pregăti și se vor pregăti să intre copiii în sală să cânte pentru gloria Domnului. După cântarea copiilor, fanfara va fi pregătită să-L laude pe Domnul. Cu toată biserica îi binecuvântăm pe cei care ne vor sluji. Amin. Frați și surori, cei de la balcon m-auziți și dumneavoastră? Cu toată biserica îi binecuvântăm pe cei care ne slujesc. Amin.
Ascultăm în continuare cântarea intitulată Ce dar nemeritat și apoi cântarea Mă încred în El. Doamne, îți mulțumim pentru cei care slujesc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Yeah.
mă încred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi. Slăvit să fie numele Domnului! Cu ajutorul Domnului ne vom întâlni și mâine seară la un timp de rugăciune, la orele 19. Vă așteptăm pe toți să fim aici împreună. Credem că Domnul ne va binecuvânta. Miercuri din nou avem serviciu divin peste săptămână. Din nou vom fi să învățăm cuvântul Domnului. Și vă chemăm pe toți să fim împreună și miercuri seara. Pentru duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, la orele 9, vom începe serviciul divin. Vă așteptăm pe toți să ne bucurăm în prezența Domnului. Domnul ne-a binecuvântat. Și astăzi de dimineață, după ce am plecat acasă, am zis în mintea mea, slăvit să fie Domnul, că se îngrijește de fiecare dată de biserica sa. Și cuvântul acesta îl spune Biblia, căci Domnul se îngrijește de biserică. Slăvit să fie numele Domnului.
Și cei care ne-au slujit, îi binecuvântăm și credem că și duminica viitoare vor fi frați, surori care se vor închina înaintea Domnului și ne vom bucura împreună. Repetițiile peste săptămână se cunosc și vă îndemn să veniți să slujiți. Ne bucurăm de orchestră, de fanfară, de cor, de grupele de copii, de toți care fac o lucrare în casa Domnului. Ne bucurăm și pentru departamentul de rugăciune a bisericii. Îmi place să spun mereu că în Biserica Domnului este nevoie de multă rugăciune. Și Domnul să binecuvinteze frații aceștia care vin la rugăciune de dimineață și aici stau înaintea Domnului, în special ziua de sâmbătă, stau înaintea Domnului ca Domnul să binecuvinteze lucrarea din biserică, Domnul să lucreze mai departe în mijlocul nostru și este binevenit oricine pentru că e nevoie. În ce privește lucrarea, frați, surori, care noi vrem cu ajutorul Domnului să o avem pe data de 27, pe cei trei frați, așa cum știți, vrem să-i trecem prin votul bisericii pentru a-i pune în slujba de diacon. Domnul să lucreze, avem nevoie de ei, avem nevoie să ne slujească și pentru aceasta vă chem să fim toți prezenți, membrii bisericii, faceți tot posibilul și veniți. Avem posibilitatea pentru cei care vor pleca duminica de 27 și nu vor fi în oraș, poate pleacă în România sau în altă parte. Am convenit împreună cu frații slujitori din biserică, înainte de data de 27, la cele două întâlniri ale noastre, luni și miercuri, vor fi frații care vor forma grupa, echipa și vor fi aici împreună ca să primească de la noi votul. Dacă plecați, vreau să vă rog tare mult să nu uitați lucrul acesta. Nu plecați în altă parte până nu treceți la vot. Tocmai pentru aceasta am pus la dispoziția bisericii și cele două întâlniri de peste săptămână. Vă rog tare mult să luați în considerare lucrul acesta. Dacă cineva lucrează în schimburi, încercați, găsiți o modalitate să ajungeți la biserică ca să puteți vota. E important pentru noi ca biserică, toți membrii bisericii să vină la vot. Îmi doresc așa de mult. Și apoi, încă un lucru pe care vreau să îl spun, ei vor fi puși la votul bisericii, dar nu îi punem la votul bisericii cu gând a nu mă interesează. Ba ne interesează lucrarea Domnului, ne-am rugat și ne rugăm Domnului și avem nevoie de toți trei ca să ne slujească în slujba de diacon. Domnul să-i binecuvinteze. Este vorba de cei trei frați, am prezentat, îi cunoașteți, știți numele lor, de aceea ne rugăm mai departe ca în toate Dumnezeu să lucreze. Nu-i punem ca să concureze între ei. Mai fac și această specificare. Nu. Poate cineva zice, din trei eu aleg unul. Noi nu-i punem ca să concureze între ei. Noi îi punem la votul bisericii pentru că avem nevoie de toți trei. Și Domnul să-i binecuvinteze. Acum vreau să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile de bunăvoie. Stăm ridicați. Frații responsabili cu ordinea vor aduna darurile de bunăvoie în timpul unei cântări în comun. Haideți să dăruim Domnului pentru a susține lucrarea din biserică. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta. Amin.
Pentru mine seara aceasta este o seară a așteptărilor. Aștept în primul rând 5 tineri care să vină să mă ajute să citesc Sfânta Scriptură. Și aș vrea să n-aștept mult. Vreau să vă spun că sunt pregătiți alții să citească. Deci aș vrea să citească 5 tineri. Veniți repede, că nu o să pierdeți. O să citiți ceva simplu din Biblie, nu vreau să aștept mult. Vreau să vă spun că în seara aceasta aștept să văd ce face Dumnezeu în locul acesta. Cunoscându-L pe Dumnezeu, cam știu ce o să facă. Aștept să le dați 5 microfoane. Și aștept tinerii să deschidă Sfânta Scriptură în Evanghelia care vorbește despre pilda fiului risipitor. Aștept de la dumneavoastră, surorilor, să le spuneți din ce Evanghelie vor citi. Evanghelia după Luca, din ce capitol, fraților? 15. Evanghelia după Luca, capitolul 15. Aștept de la voi, cu bună înțelegere, să vă alegeți rolul fiecare. Cine-i povestitorul? Cine-i tata? Cine-i fratele mai mare? Cine-i fratele mai mic? Și cine-i argatul? Cred că 5, ne ajung, cam așa. Deci vă alegeți voi rolurile, dacă nu vi le stabilesc eu, din punctul meu de vedere, cel mai bun de gură ar trebui să fie povestitorul. Fratele mai mare, nu sunteți doi frați aici? Nu, e aleas, ai văzut că Domnul dă călăuzire, tu ești mai micul. Ce să alege? Adică nu e o alegere, o ales Dumnezeu când v-a dus în familie. Stai liniștit că ești bine seara asta, ascultă-mă. Ești bine seara asta, la frate tu mă gândesc cum iese, da? Cine alege să fie tata? Ați ales? Tu ești tată, da? Și tu ce ai rămas? Argat? Nu? Tu ești cel mai bun. Bun, povestitorul. Și? Sunt 5. Bun, aveți rolurile, da? Ca să nu mai... Așteptăm să ne puneți pe ecran textul și așteptăm chiar să aveți răbdare cu ei, vor citi. N-a fost nimic regizat, deci dacă vor greși nu-i nicio problemă. O să încerc eu să fiu atent și dacă undeva... Luca din capitolul 15, citim de la versetul 11, da, pilda fiului risipitor, și începe povestitorul. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr a zis, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui, l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un iner în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor,
Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu vrea să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a dat averea cu femeile, care ți-a mâncat averea cu femeile desrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Acum aștept să faceți ceva. N-aștept să țineți minte greșelile lor, știți ce aștept? Care ați fost ăia trei care trebuia să veniți să citiți textul? Mânuța sus, nu i-ați anunțat. Numește pe unul dintre ei că vreau să se roage pentru băieții aceștia. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să facă din ei niște slujitori deosebiți. Amin? N-au citit degeaba în seara aceasta. Și în împărăția lui Dumnezeu nimic nu faci fără răsplată. De asta am vrut să se roage cineva pentru voi, nu pentru alții. Care-i fratele care vine și împreună cu toată biserica îi binecuvântăm în numele Domnului? Fratele Abel, vă rog să veniți aici, frate Abel, nu o rugăciune lungă, să nu-mi luați mult din predică, dar o rugăciune înțeleaptă, la care biserica va spune: Doamne, ne bucurăm de ei, îți mulțumim, dă-le har. Hai, te rog aici. Doamne, îți mulțumim într-un mod deosebit că ești prezent aici. Glorie ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru acești cinci tineri și îți mulțumim, Doamne, pentru toți tinerii biserice. Amin. Te rog, Doamne, pe toți să-i binecuvintezi, nu doar pe cei cinci. Ei au slujit în seara aceasta într-un mod deosebit. Dar toți împreună, Doamne, vrem să slujim ție pentru totdeauna. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Mulțumesc frumos. Mi-a venit un gând în biserică, plecând de la o expresie, pentru că a doua zi trebuia să plece de dimineață. Vă aduceți aminte? Pentru că a doua zi trebuia să plece de dimineață, predica a ținut până... Eu urmează să plec dimineață. Predica a ținut până la... după miezul nopții. Toți știm că Domnul Iisus Hristos a venit. Toți știm că Domnul Iisus Hristos nu a stat într-un loc. Toți știm că Domnul Iisus Hristos a umblat din loc în loc și a predicat Evanghelia. Slăvit să fie El! Cam toți știm că oamenii se divizau când era vorba de Iisus Hristos. Unii, înțelepții numesc eu, abia așteptau să-L audă pe Iisus. Îi sorbeau cuvintele de pe buze. Mărturiseau că așa ceva n-au auzit în viața lor. Credeau în Fiul lui Dumnezeu. Se pocăiau, plecau acasă cu bucurie și îl mărturiseau pe Hristos. E drept cam puțin. Cei mai mulți îl criticau pe Iisus Hristos. Îi găseau un od în papură. Nu e bine ce face Iisus. Nu e bine ce spune Iisus, nu e bine cum spune Iisus. De ce se duce El să stea cu vameșii și cu păcătoșii? De ce primește femei? De ce așa? Pentru unii nimic nu era bine. Dacă veneau lângă Iisus, veneau să-L ispitească, veneau să-L critique, veneau să-L condamne, veneau să-I spună că ne ataci religia noastră, religia noastră, că duci norodul în rătăcire. Apropo, tu care ești în seara asta? Știu că am venit toți în jurul lui Iisus, ceea ce e foarte fain, apreciem. Dar te rog, nu uita că
Nu dintre cei ce stăteau departe. Unii nu-i interesa deloc de Iisus. Și ascultați-mă, pe cine nu-l interesează de Iisus, nu-i seara asta aici. Hai să nu ne legăm de ei. Noi am venit în seara aceasta și eu sunt convins că Iisus este aici. Iisus este aici. Că aici e casa Lui, aici e inima Lui. Iisus este aici pentru toți, slăvit să fie El. Și El va lucra. În seara aceasta v-am spus, mă interesează nu doar ce va lucra Dumnezeu, mă interesează ce vom face noi în urma lucrării lui Dumnezeu. Pe ascultați-mă, poate Dumnezeu să facă ce vrea El, ce ai auzit și ce ne-ai auzit, poate să facă minuni, poate să elibereze, poate să facă Dumnezeu ce vrea. Dacă tu nu faci ce trebuie, ai venit în prezența Lui doar pentru condamnare. Sau o informare în plus? I-ai mai găsit ceva de vină lui Iisus? Sau le bași de vină ucenicilor? Partea frumoasă că erau oameni care doreau să-L asculte. Partea urâtă că erau oameni dezinteresați și fățarnici. Știți ce mă surprinde pe mine? Că Iisus Hristos, care îi cunoaște pe fățarnici și care știa că pun întrebări numai ca să se bage în seamă, și la aceea le răspundea. Știi ce înseamnă asta? Că niciodată nu vei avea scuze înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, eu te-am rugat sincer ceva și nu m-ai ascultat. Pentru că Domnul și la cei mai mari nemernici a răspuns. Nu că meritau, că a avut El milă. Dar am observat în prezentările pe care le face Domnul Iisus Hristos, în prezentarea Evangheliei, împărăției, în pildele pe care le spune, că Domnul încerca să-i lămurească pe oameni ceva. Este spre binele tău. Este în interesul tău. Este în favoarea ta. Haideți să ne întoarcem la Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Vreau să vă pun o întrebare. A cui era interesul ca oaia să fie în turmă? În primul rând a păstorului sau în primul rând a oii? Ce ziceți? Teoretic spui, domne, păstorul are interesul. Nu știu, dacă mă aduc aminte, păstorul mai avea 99. Și dacă păstorul rămânea numai cu 99, poate că la anul avea 150. De vă întreb, da, dacă oaia rămânea fără păstor, unde era la anul? Ascultați-mă, oaia era istorie. Oaia știți ce n-a priceput? Ea a crezut că libertatea și bucuria e afară din turmă. Și probabil când a prins ea ocazia, a zis, domne, acum scap din turmă, acum scap de păstor, acum scap de reguli, acum mă duc, am găsit pășune, am găsit ape, acum mă îngraș, acum e șansa vieții mele. Știi ce nu știa oaia? Că săraca nu gândește? Că lupii n-au o problemă cu colesterolul. Că lupii știu să mănânce și oi grase și chiar nu îi deranjează. Nu era în primul rând în interesul păstorului. Ascultă-mă, păstorul nu din interes caută oaia. Știți de unde o caută? Din ce? Știți de ce? Din milă, din iubire. Și păstorul știe, dacă nu o caut eu, este cum? Pierdută și distrusă. Și pentru că este în interesul oii să o aduc înapoi în turmă, eu pentru că iubesc o caut. Nu știu cum v-aș putea lămuri că e în interesul nostru să ne pocăim. Că e în interesul nostru să rămânem în turmă. Că e în interesul nostru să fim binecuvântați. Că e în interesul nostru să fim iertați. Și că e în interesul nostru veșnic să ne ducă Iisus în slavă. Oameni buni, voi credeți că dacă noi nu vom fi în cer, nu se mai ține sărbătoare? Ați auzit de o pildă unde cei invitați s-au gândit că nu vor să vină? Serios? Și i-au stricat nunta mirelui? Sala a fost plină. Știți unde a fost necazul?
că era plină cu alții. De asta le spune eu la toți, auzi, să nu crezi că îi faci un favor lui Dumnezeu că te pocăiești. Uai, ce câștigă Dumnezeu că m-are pe mine, serios. Ascultă, Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc românii, poate umple cerul cu chinezi, cu japonezi, cu musulmani, cu tot ce vreți voi. Și cine? O să piardă Dumnezeu? Nu, că oricum El face sfinți din toți, slăviți să fie Domnul. E în interesul nostru să ascultăm de Dumnezeu. Haideți să vă întreb, era în interesul femeii în primul rând să aibă banul sau era interesul banului să fie la locul lui? Ca să nu-mi răspundeți repede, ce valoare are 1000 de euro pierdută? Zero, frate, zero! 1 milion de euro pierdut e mai puțin decât 1 euro la locul lui. Dacă euro e în pormoneu, pot să-l folosesc. Dacă milionul e îngropat undeva, cu ce se poate lăuda milionul ăla? Leu care îl pun la biserică, zice, băi, eu am construit o biserică, am participat acolo. Unul spune, am fost la o văduvă, am făcut, m-a folosit Dumnezeu. Leul la locul lui, vorbesc despre bani, nu despre leu, da? Leul la locul lui este valoros. Leul pierdut n-are nicio valoare. Dar poate și nouă ne este greu ca și oamenilor, cum adică? Nu, nu, spuneți-mi, stăpânul, adevăratul stăpân, se descurcă fără noi. Noi ne descurcăm fără el. Și haideți să vă întreb altceva. Nu e așa că a fost în interesul tatălui să se întoarcă fiul risipitor? Ce ziceți? N-a fost în interesul tatălui? Haideți să vă spun un lucru. Într-o zi, ca și-au vrut mușchii lui, pe motivele lui, feciorul cel mai mic o zică, mă iau și plec. Și știți ce-o fi gândit el? L-am nenorocit pe tatăl, dar să vezi ce viață trăiesc eu. Ascultați ce aflu eu. A plecat de acasă, a fost durere pentru tatăl. Au plâns și alții. Tata n-a murit, casa nu s-a demolat, argații n-au plecat, lumina nu s-a închis, cântăreții n-au amuțit, vacile n-au murit. Știți de unde știu toate astea? Că atunci când se întoarce copilul acasă, nu găsește pustiu, nu găsește grajduri fără viței, nu găsește garderobe fără haine, nu găsește sertare fără inelul acela, nu găsește raftul de papuci fără papuci. Ascultați, din casa tatălui, câtă vreme el a fost plecat, a lipsit unul singur. Cine? El. Omenește vorbind, tatăl n-a pierdut nimic. A, că l-a durut pe tatăl, da. Dar spuneți-mi ce a câștigat fiul fără tatăl. Că de la tatăl a plecat bogat, de la tatăl a plecat cu de toate și ce a câștigat după plecare? Fiecare zi a însemnat pierdere, 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 pierdere. Și spuneam cuiva zilele acestea, aminteam, ascultă, când diavolul te ia pe mâna lui, prima dată te desparte de, apoi te desparte de bani și de tot ce ai, că se cheltuie, apoi nu mai ai prieteni, apoi nu mai ai nici ce mânca, nici măcar ce mănâncă porcii, și mai există o etapă, ultima care o vrea diavolul, să-ți ia viața și să te ducă în iad. Și copilul acela e mai deștept ca noi și spune, băi Viorele, de când am plecat de acasă crezând că voi câștiga, am pierdut, am pierdut și am pierdut. Mai am de pierdut un singur lucru, viața. Uite, asta nu vreau să o pierd. Și mă voi întoarce nu să-l îmbogățesc pe tata. Mă voi întoarce să-mi salvez viața. Noi pricepem că tot ce ne cere lui Dumnezeu este în interesul nostru?
Sau noi credem că, Doamne, ce-L îmbogățim pe Dumnezeu, ce-L fericim pe Dumnezeu, ce-L binecuvântăm pe Dumnezeu și ce s-ar face Dumnezeu pentru noi? Oamenii din generația aceea au priceput foarte greu că e în interesul lor, nu e în interesul lui Iisus. Sper să nu fim așa de grei de cap ca ei și să înțelegem că tot ce a făcut Hristos a fost în interesul nostru. Tot ce face Hristos este în interesul nostru. Tot ce ne oferă Hristos este în interesul nostru. Și ascultați-mă, orice gard pe care ni-l pune Dumnezeu, orice regulă pe care o face Dumnezeu, orice necaz, cu ghilimele, omenește, pe care ni-l trimite Dumnezeu, este înspre folosul nostru. Știți de unde știu asta? Că a mai zis-o unul. Și voi mereu spuneți versetul acela. Apostolul Pavel a spus: Viorele, aș vrea să ții în minte un lucru. Că toate lucrurile lucrează împreună în interesul cui? A celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu n-are nevoie de noi, dragii mei. Dumnezeu nu e un neputincios, Dumnezeu nu e un sărac, Dumnezeu nu este la mila noastră, Dumnezeu este Dumnezeu și dacă nimeni în lumea aceasta nu l-ar respecta, n-ar crede în El, știți ce-ar fi Dumnezeu? Dumnezeu. Și perdanții am fi noi. Gândindu-ne la aspectul acesta, că este spre binele nostru, să fim căutați, să fim găsiți, să fim aduși la noi, la El, în biserică, în casă și apoi în cer, ar trebui să fim atenți la câteva aspecte. Tot din pilda aceasta. Ascultați-mă, când o ducem bine, există riscul să nu apreciem. Așa este? Cât bine avea copilul ăsta în casă? Credeți că o apreciat? Păi dacă aprecia, mai pleca? Când există bine, există riscul să n-apreciezi. Îl ai pe Dumnezeu și nu apreciezi. Ai sănătate și nu apreciezi. Ai familie și nu apreciezi. Ai soție, nu apreciezi. Ai soț, nu-l apreciezi. Ai o biserică faină, nu apreciezi. Când e bine, există riscul să nu apreciezi. Nu numai la evrei, că n-au știut să aprecieze Canaanul. Nu numai la evrei, că l-au avut pe un Dumnezeu ca nimeni altul. Striga profetul: oameni buni, care Dumnezeu e ca Dumnezeul nostru? Care Dumnezeu e? Și ei se duceau după balaurul cu tare și după vițelul cu tare. Că atunci când e bine, există riscul să nu apreciezi. Numai că atunci când începi să nu mai apreciezi ce ai și unde ești, apare gândul separării. A, nu-i bine aici, dar există bine în altă parte. Nu-i bine cu tata, nu-i bine în turmă, nu-i bine unde m-a pus stăpâna, nu-i bine în locul în care m-a așezat Hristos. Dar unde-i bine? În altă parte. A, dacă am vorbit românește, poate ne-am speria când am spune, s-o ducem până la capăt, nu-i bine cu Domnul, e mai bine cu dracu. Serios? Chiar ai încercat? Eu dacă n-ar fi riscul prea mare, v-aș spune unora, mă, nu vreți să încercați o săptămână cu dracu? Dacă cu Dumnezeu nu-i bine, dacă cu Iisus nu-i bine, dacă în plinătatea Duhului Sfânt nu-i bine, dacă în biserică nu-i bine, n-ați vrea să încercați o săptămână cu dracu? Să vedeți cum e să-L ai pe El ca stăpân. Cum e să te conducă El, nu să te mai conducă Domnul. Cum El să sporuncească El, nu mai sporuncește Domnul. Cum te hrănește El, nu cum te hrănește Domnul. Păi uitați-vă la alții care au fost pe mâna celui rău. Și o să vă spună ei cât de bine este cu altcineva. Evreu a ajuns în Canaan și după o vreme n-a mai apreciat, s-a îmbuibat, a avut prea mult, nu-i bine, nu-i bine așa. Și Domnul a spus nimic, dacă nu-i bine cu mine, las că te trimit un pic în robie să vezi cum e cu alții.
Și acolo s-a dat evreul cu capul de pereți. Păi, acum n-am asta. Păi cu Dumnezeu n-a fost bine în țară. Hai să vezi ce bine e aici, dacă n-ai prețuit acolo, da? Când o ducem bine, există riscul să nu apreciem. Și noi o ducem bine, ascultați-mă. Când nu apreciem, dorim separarea. Când dăm curs separării, fiți foarte atenți. S-ar putea o perioadă să ne meargă bine. Diavolul nu te nenorocește din prima zi. Că dacă m-ar nenoroci pe mine din prima zi, tu te-ai speria și nu te-ai dat pe mâna lui. Diavolul nu-l aruncă pe Iona aproape, la țărm. Îl duce până unde crede că nu mai are nicio șansă. Pe fiul risipitor nu le norocește din prima zi, că era prea aproape, se putea întoarce. Îl duce până acolo când crede că nu mai are nicio șansă și îi va lua viața. Când cineva păcătuiește, fie că nu-și mai respectă familia, nu mai asta, parcă toți ne mirăm ca psalmistul, Doamne, dar uite ce bine îi mere. Te uiți la unul, el nu mai e cu Dumnezeu, nu mai e cu asta, dar nu-i paralizat, nu, încă poate pe noi ne dor celele, pe noi cu tare, mă, ăla parcă înflorește. Nu-ți vine să spui, ascultă-mă, asta e strategia diavolului, dar nu înseamnă că e bine. Când vine separarea, vei vedea în timp și de cele mai multe ori vei vedea la final. Știți care este o încurajare la care mă gândesc în ultimul timp, care o spune apostolul, după ce tot spune despre unii, au zice, dar ați văzut ce sfârșit le-a dat Domnul? Și când te uiți la ăștia care invidiezi, care le merge bine, voi știți ce sfârșit le dă Domnul? V-ați uitat în Biblie la unii ce sfârșit le-a dat Domnul după o viață de binecuvântări, au zis ei, de sănătate, de belșug. Când ai curs separării o perioadă, o ducem bine. Numai că binele în păcat se termină întotdeauna. Numai binele cu Dumnezeu nu se termină. Pentru că binele în păcat se termină întotdeauna pentru că Dumnezeu curmă păcatul. Binele cu Dumnezeu nu se termină niciodată pentru că Dumnezeu este bine. Pentru că El este bun. Știți când se termină binele cu Dumnezeu? Când nu mai există Dumnezeu. Adică niciodată. Când Dumnezeu nu mai e bun. Adică niciodată că El va rămâne bun. Slăvit să fie Domnul. Binele în păcat se termină. Și asta m-aș bucura să o rețineți. Când se termină, suntem terminați. Dar pilda aceasta mai spune ceva. Viorele, chiar și acolo, în punctul terminus, dacă mai ești în viață, Dumnezeu îți oferă șansa pocăinței. Ascultați-mă, să nu înțelegeți prin asta, no, bine că mi-ai spus, frate Iuga, că eu o să mă duc până în punctul terminus, și atunci o să mă pocăiesc. Nu, nu, nu m-ați înțeles bine. Ascultați-mă, știți când trebuia să se pocăiască copilul ăsta? Când i-a venit gândul să plece de acasă, trebuia să se pocăiască. Păcat că nu s-a pocăit. Al doilea pas, știți când trebuia să se pocăiască? Când a ieșit în curte să plece. Trebuia să-l prindă rușinea tot să spună, tată, sunt un nemernic, nu știu cum am putut gândi așa, mă pocăiesc aici în curte. Îl primea tata înapoi. Și care era diferența? Banii nu erau cheltuiți, rușinea nu era făcută, hainele nu erau rupte, n-apărea pe YouTube în toate prostiile care le-au făcut și nu trebuia să se pocăiască de toate măgăriile alea, trebuia să se pocăiască de un gând, de o acțiune. Bun, nu s-a pocăit în curte. Se putea pocăi a doua zi pe drum. Se putea pocăi în primul oraș. Se putea pocăi. El tot a ales să nu se pocăiască. Ei, știți ce înseamnă asta? Că pentru toate alegerile care le putea folosi pozitiv, pentru toate ocaziile când putea să se pocăiască și nu s-a pocăit, ce a făcut? A plătit. De ce vă rugăm noi să vă împăcați cu Dumnezeu de vreme? Nu pentru că Dumnezeu nu te-a putea ierta cu 5 minute înainte de moarte, dacă te-ai pocăi. Că îmi place, nu-mi place să spun... Dacă există pocăința aceea de ultimă clipă, ca a tâlharului, și există din toată inima, Domnul va spune, astăzi vei fi cu mine
în rai. De eu te întreb, până atunci, cum vrei să străiești viața? Adică vrei o viață numai nenorocită, numai necazuri, numai și să te primească Domnul rai, înseamnă că n-ai înțeles nimic despre Dumnezeu. Înseamnă că n-ai înțeles că Dumnezeu vrea și în viața aceasta să te binecuvinteze. Că e adevărat, frumusețea este adevărată dincolo, dar cine îl cunoaște pe Dumnezeu? Și dacă o săptămână ar ști că mai trăiește, ar spune eu tot cu Iisus. O să vă dau un exemplu, să văd dacă eu sunt normal sau alții sunt normali, că eu mă mai cercetez. Imaginați-vă că unul din băieți, nu ăia care au citit, unul din băieții foarte faini din biserica voastră ar veni și ar spune, frate păstor, am o veste bună. Ce veste bună a Ionuț? Ionuțul meu, nu a vostru. Zice, am găsit o fată, eu n-am crezut că există așa pe fața pământului. Cum ai? Frate, asta e pocăită de pocăită. Mă, serios? Da, zice, e pocăită de pocăită, din biserica noastră, faină. Da? Fate, dar zice, e faină numai pe dinăuntru? Nu, zice, că asta e, că e dragă și pe din afară. Zice, asta e fotomodel. Bă, frate, nu știu cum n-am văzut-o. Deci e pocăită, e frumoasă. Cum? Frate, din aia cu școală. Tot în, bă, cine-o fi? E și cu școală, da. Modestă, harnică. Ce trebuie să recunosc că e și bogată, na, că părinții, cred că... Și spune tot asta, domne, îi plac copiii, respectoasă, tot asta. După ce îi spune la fratele că noi păstori ne mai pierdem răbdarea de asta, nu poate, tot spune 150 de calități, da? Zice, frate, vă dau o veste bună. Zice, e și nemăritată. Și zice, știți ce am hotărât? Mă însor cu ea. No, fratele păstor... Deschide agenda, zice, eu nu, când? Zice, cu jumătate de ceas înainte de a muri. Fratele se uită, știi, la mine, zice că nu auzi bine. Cu jumătate de ceas înainte de a muri. Da. Știi ce aș face dacă aș fi în locul fratelui? A sunat salvarea. Am zis că, bă, la ăsta e ceva bai la mansardă, Domnul să mă ierte. Tu ai găsit fata viselor tale. E nemăritată, tu vrei să-i însori și la 85 de ani, păi ce ai așteptat, frate, să spună? Frate păstor, acum să nu te superi pe mine. Știu că ai zis să nu facem lucrurile în grabă. Mi-au mai zis și părinții, Domne, o fată din asta, să nu mi-o sufle nimeni. Duminica viitoare, nu-mi trebuie multe, fă-mi o cununie scurtă că eu nu mai rezist. L-ați condamna? Eu zice, bă, sunt niște ritualuri, zici că ești pregătit, da, fata e cum trebuie, da. 7 minute îți facem loc în loc de o cântare de cor cu tare, vrei mai mult? Nu, o rugăciune scurtă, a mea să fie, frate, la... Bun, nu există așa băieți, că băieții sunt cu minte, când o găsit-o, nu i-o suflă nimeni. Și unde mi se pare mie anormal că trebuie să sunăm la salvare. Când vine unul și spune, Domnul Iuga, l-am descoperit pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților, are împărăție veșnică, vrea să împartă gloria cu mine, vrea să mă binecuvinteze de astăzi, o zi să fiu copilul lui, o zi să fiu mireasa lui toate. Și zic, super, ai aflat bucuria asta? Deci am hotărât să fac legământ cu el, să fiu mireasa lui. Când, Ionuț? Cu 5 minute înainte de a muri. Deci e ok? Păi să nu sunt la salvare, frate. Deci ăsta pricepe ceva? Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Când m-am întâlnit cu Iisus Hristos acolo pe drumul Damascului și când am înțeles că El mă iartă și El mă primește și El mă pune în slujba Lui, băi, Viorel, eu n-am sunat la Ierusalim, la șefii mei să întreb, puneți ștampila să mă împac cu Dumnezeu. N-am sunat la tata, n-am sunat la mama, n-am sunat la alții. În momentul ăla, eu ce am făcut? M-am predat Lui și am spus, Doamne, sunt al Tău, ce vreau să fac? No, ăsta a fost normal. Ăsta a priceput cu cine s-a întâlnit, ce-i oferă Dumnezeu și că momentul care este? Acum, nu mai mă întreb pe nimeni
Oameni buni, când înțelegem cine e Dumnezeu și ce șansă, păi dar nu-i întrebăm pe alții. Să-L întreb eu pe altul dacă să mă ierte Dumnezeu. Să vin, votați să mă ierte Dumnezeu. Vreți săptămâna asta sau săptămâna viitoare? Mă, oameni buni, dacă Dumnezeu se îndură de mine, chiar nu contează ce vreți voi. Dacă Dumnezeu se îndură de mine, sper să am mintea aceea clară când Domnul întreabă când. Eu să zic, Iisus, e acum. Îmi pare rău că nu se poate ieri. Că asta cântă bătrânii care se pocăiesc. Anii mei pe care i-am pierdut, încă o dată, de-ar mai fi. Să știți că eu îi judec câteodată pe evrei, pe egipteni. Vă spun la ce capitol îi judec, la mai multe. Dumnezeu le trimite broaștele, știți ideea aia, broaște peste tot, broaște în casă, broaște în pat, broaște în oale, broaște la... Adică broaște îngrozește țara Egiptului. Și le vine o idee, măi Moise, că tot la Moise ajung, roagă-l pe Dumnezeu să ne scape. Și Moise, băiat fain, că e omul lui Dumnezeu, zice, auzi, când ați vrea să dispară broaștele? Mâine dimineață. Măi, ăștia-s normali. Țara îngrozită, nu poți dormi, nu poți mânca, nu te poți odihni, nu poți discuta cu nevastă sau copii, calea ți se urcă, ba, pe cap. Eu aș vrea, dacă acum ar veni broaștele aici, aș vrea să văd câți mai rămâneți la predică. Păi n-ați rămâne unul, că nici eu nu aș rămâne, cine știu unde am fugit la... Și să vină unul să spună, frate, poate Dumnezeu, da. Nu, hai să ne rugăm mâine dimineață să scăpăm de broaște. Păi ce ai zice, frate? Băi, te-o afecta broaștele la cap, frate, nu vă luați după el. Acum să lucreze Dumnezeu, cum le-a adus să dispară. Păi eu îi condamn pe ea că mai stat o noapte cu broaștele. Dar eu mă întreb, unde-i mintea lui aia care mai vor o noapte cu dracu? Că el crede în Dumnezeu, îl poate Dumnezeu elibera, vrea binecuvântări și măi, când te pocăiești? Zice că nu ai ieșit la pensie. Serios, câți ai mai până la pensie? 15. Deci mai 15 ani cu dracu și apoi vrei cu Iisus. Eu nu știu, după 15 ani mai vreau oare Iisus cu tine? Sau vei rămâne? Păi până mi se mărită fata, până îmi termin niște afaceri, că frate, deci afacerile nu pot fi curate. Și mai îmi trebuie 2 milioane, dar după ce le am și pe astea, până câștig la loterie, până, serios, până când? Ascultă-mă, înseamnă că tu n-ai priceput cine-i Hristos. N-ai priceput ce-ți oferă Hristos și n-ai priceput ce-a priceput copilul acesta. Dacă eu rămân aici, sunt mort, istorie. Deci așa ar trebui să gândim noi, să învățăm de la copilul ăsta, dacă nu vrem să învățăm de la Iisus Hristos, de la Pavel. Tu să spui așa, dacă în seara asta plec nepocăit, ajung în iad. Nu că mai am șansa mâine, duminica viitoare, facem o săptămână de Evanghelie. De unde știi tu? De unde știi tu că vei fi în viață? De unde știi că diavolul nu ți-mi petrește inima? De unde știi că nu ți-a mintea de tot? De unde știi că Dumnezeu mai va mai avea îndurare pentru tine? De unde știi? Și dacă ai ști, care-i logica să mai trăiești 3 săptămâni cu satana, ca apoi să te predai lui Iisus? Dacă noi bărbați am spune, frate Iuca, dacă eu fac asta sau nu fac asta față de familia mea, acum eu ajung în iad. Oare ne-am mai gândit de mai multe ori? Dacă soțiile noastre, uneori ar spune, frate, dacă eu tot mă joc cu păcatul ăsta, dacă eu nu termin cu bârfa, dacă eu nu termin cu atitudinea asta, dacă nu termin cu asta, sunt în iad cu dracii pentru totdeauna. Oare mai face surorile anumite lucruri? A, nu, noi suntem cu harul lui Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu. Mă tem că într-o zi s-ar putea să trăim schimbarea la față și să ne întunecăm pe veci. Să ajungi acolo sperând că va zice binecuvântații Tatălui, veniți. Și Domnul să spună, depărtați-vă de la mine, că nu? Stai, Iisus, zice, cum nu mă cunoști? Tu știi cât am frecventat eu biserica din Linț? Da? A, am fost pe acolo și pe jos și pe sus, la întâlnire tineret, am văzut fete, am văzut băie. Vrei să arăt video cu mine? Uite pe înregistrări. A, stai că nu-i numai așa. Nu am nimic cu ei. Vorbesc ipotetic. Ce, dar noi am cântat în numele tău. Ne-am scos draci în numele tău. Noi am vorbit despre tine, adică am fost predicatori.
Domnul spune, eu nu vă cunosc. De ce? Că nu v-ați unit cu mine. N-ați fost ai mei. A, ce ați făcut voi, că ați făcut de fațadă, de ochii lumii, că v-ați dat bine, asta e problema voastră. Să ajungi acolo, oameni buni, decât atunci să fie schimbarea la față pentru veșnicie, eu zic mai bine în seara asta să fie schimbarea la inimă. Să fie schimbarea la minte. Să ne înnoiască Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră, să ne vină mintea la cap în seara aceasta și să spunem, fără Dumnezeu sunt pierdut, dar cu Dumnezeu am șanse. Dacă a avut șanse fiul risipitor, cu Dumnezeu am șanse. Dragii mei, vreau să vorbesc un pic despre copilul acesta, să nu înțelegem greșit. Câteva precizări. Știți unde s-a pocăit copilul acesta? Știți unde s-a pocăit? La porci. Să înțelegem următorul lucru. Te poți pocăi oriunde. Te poți pocăi în momentul în care te cercetează Dumnezeu. Te poți pocăi în închisoare, te poți pocăi departe, te poți pocăi în vârful muntelui, pe malul mării. Dar în seara asta tu unde ești? În biserică? Și în biserică ne putem pocăi. Trebuie să fii neapărat sub un tir ca să te pocăiești. Trebuie să fii neapărat într-un spital ca să te pocăiești. Se poate și acolo, ascultă-mă. Trebuie să fii neapărat terminat, fără nimic, fără familie, fără... Trebuie să fii neapărat ca să... Trebuie să fii muritor de foame să te pocăiești. Auzi, dacă e musa aia asta, se poate rezolva. În biserică nu ne-am putea pocăi. N-ar fi mai ușor să ne pocăim în biserică, să ne plângem păcatele aici, să primim îndurarea lui Dumnezeu. Copilul acesta se pocăiește când îl cercetează Dumnezeu. A, nu știu câta oară, dar acum se pocăiește. Dar pocăința lui, făcută la porci, este pocăința mărturisită în fața Tatălui și apoi în prezența Tatălui. Asta e pocăința adevărată, oameni buni. Știți ce apreciez la el? Două lucruri. Unu e înțelegerea mea, a doua e înțelegerea Scripturii. Eu cred că copilul ăsta n-a fugit de la porci. Că ăsta a fost crescut cu bun simț și unele lucruri nu le uiți. Eu cred că el s-a dus și i-a spus șefului porcarilor, stăpânului, stăpâne, vreau să-ți dau o veste. De mâine porcii tăi sunt liberi. Eu am plecat. Să uită porcarul la el. Stăpânul începe să râdă. Zice, te-o cam afectat foamea și căldura. Unde pleci? Ce tu nu știi că toate teritoriile astea sunt ale mele. Unde pleci? Crezi că găsești pe unul cu porci mai buni ca mei, care îți dă salopete mai bune ca mine? Și copilul se uită și începe să plângă și spune, șeful, nu mă duc la porci, am gătat cu porci. Mă duc la tata. Și în momentul ăsta începe stăpânul să râdă, bate o coritor, zice, la taică-to. Auzi, zice, eu nu știu toată istoria, dar din câte am citit eu despre tine și mi-ai spus tu câtva timp în urmă, tu când ai fost acasă, nu ți-ai bătut joc de taică-to? Ba da. Când ai plecat de la taică-to, n-ai cerut partea de avere? Ba da. Când te-a rugat tata să nu pleci, l-ai bajocorit? Da. Avere mai ai? Nimic. Zdrențe? Nimic. Parfum? E la porci. Ascultă, dacă numai un sfert din ce mi-ai spus tu că i-ai făcut lui taică-tu e adevărat, în cazul în care ajungi până acasă, că oricum mori în 2 km și te mâncă câinii, dar în cazul în care ajungi până acasă, taică-tu pune câinii pe tine. Câtă rușine i-ai făcut tu, nu vrea să te vadă. Cam așa zice dracu.
Și copilul ăsta spune, șeful, am observat că la porci te pricepi. Cred că te pricepi și la târguri. De asta ți-au ieșit afacerile. Te pricepi și să jăgmănești tineri. De asta am ajuns eu aici. Dar să spun un lucru. Tu nu-l cunoști pe tata. Tu nu-l cunoști pe tata. Dacă tu l-ai cunoaște pe tata, tata nu o să pună câinii pe mine. Aș merita. Aș merita să mă scuipe, să mă închidă ușa în nas, să mă alunge. Dar tata nu-i ca tine. Frații mei, când diavolul ne pune în minte, nu mai există iertare, nu mai există întoarcere, nu mai există bunătate, nu mai există nimic, că l-ai făcut de rușine pe Dumnezeu. Știți ce ar trebui să spune? Diavole, l-am făcut pe Dumnezeu de rușine mai mult decât știi tu. Am avut gânduri pe care nu le știi, am făcut fapte pe care nu le știi, am rostit vorbe pe care nu le știi, dar ascultă, cât ai fi tu de diavol, tu nu-și cunoști pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este, cum a spus El, îndelung răbdător, bogat în bunătate, în milă. Mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu și nu mă oprește nimeni. Nu mă oprește nimeni. Ultimile forțe din viață le folosesc să mă duc la Tata. Dar ascultați-mă, nu mă duc noaptea. Nu mă duc pe furiș. Nu-i trimit un SMS de pe... Unul, bă, fie-ți milă de mine că eu n-am, dă-mi să-i trimit. Tată, vezi că vreau să vin acasă. Stinge luminile, la cât vă culcați? Pe la 10, vezi că vin pe la 11. Să nu vadă slujitorii, să nu vadă vecinii. Și ce spune copilul ăsta? Viorele, am plecat în ziua mare și l-am făcut pe tata de râs și toată lumea a văzut păcatul meu și răzvrătirea mea. Știi ce înseamnă la mine pocăință? Mă duc acasă ziua. Să-mi vadă toți zdrențele, să-mi simtă toți putoarea, să vadă mirosul, să vadă unde am ajuns și să vadă cum mă primește tata. Nu cred în pocăința aceea, frate păstor, m-am gândit și eu, dar să nu facem public. Frate păstor, nu mai putea boteza să nu știe cineva, hai că nu știu ce, aia nu-i pocăință, dragii mei. Când un om înțelege cât de nemernic a fost și cât de bun e Dumnezeu, nu mai contează că îl vede 1000, că îl vede 1 milion, că s-a prinse toate luminele, pe el îl interesează un singur lucru, să mă ierte tata și să mă țin în viață. Eu vă întreb în seara aceasta, oare va fi aici măcar un fiu risipitor care să se întoarcă? Dar nu în secret. Nu, nu, în seara asta nu vă las. Pentru binele vostru, ascultați-mă. În seara asta, că vrei să te pocăiești în inima ta și stai în bancă, e treaba ta, rezolvă cu tatăl. Dar dacă ți-e rușine să te întorci public, știi ce cred eu? Că nu te-ai pocăit. N-ai înțeles nici gravitatea păcatului tău și n-ai înțeles nici cum lucrează Dumnezeu. Dar până vă rog pe cei care, stați să vă spun eu ce înțeleg prin fii risipitor, că poate n-ați înțeles bine. Fiul risipitor, cel pierdut, nu-i cel mort. Apropo, că o să vă ajute, știți cine-i oaia pierdută? Oaia care nu-i la locul în care o vrea stăpânul. Amin? Oaia poate spune, domnule, eu trăiesc cea mai faină perioadă din viața mea, am câmpia mea, am izvorul meu, eu sunt cea mai fericită. Păstorul spune, ești pierdută. De ce? Că nu ești unde trebuie. Și ce înțeleg eu de aici, fraților? Că bărbatul care nu-i unde l-a așezat Dumnezeu în familie, e pierdut. Nici nu-mi cer iertare pentru asta. Dacă Dumnezeu te-a așezat să fii capul familiei și nu ești capul familiei, ci ești robul lucrului sau a nevestei sau a copilului sau robul poftelor tale sau ești pierdut. Că nu ești acolo unde te vrea Dumnezeu. Știți ce înseamnă ban pierdut? Poate că banul era într-un loc mai bun decât l-a pus stăpâna, teoretic, da? Dar nu era unde l-a pus stăpâna. Știți cum era banul? Pierdut pentru că nu eu decid dacă sunt pierdut. Cine decide? Păstorul, stăpânul, fiul nu era mort. Fiul era unde nu trebuia să fie.
De asta, dacă unele vă întrebați, frate, sunt eu pierdut? Eu nu știu. Te întreb, ești acolo unde vrea Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să fii mamă, ești mamă? Că dacă nu ești mamă, orice ai face, ești pierdută. Dacă Dumnezeu ți-a dat privilegiul să fii soție și să fii un ajutor potrivit în Domnul și tu nu ești soție unde trebuie, ești peste tot, la grupuri de rugăciune, misiune în Africa, cotare, dar nu ești unde te vrea Dumnezeu, cum ești? Pierdută. Nu mă credeți? Ascultați-mă, fraților. Dacă mâna nu-i la locul ei, cum e? Dacă mâna nu-i unde a pus-o Dumnezeu, cum e? Pierdută. N-ar nicio valoare. Dacă ochiul nu-i... Asta vreau să te întreb, frate, dacă în trupul lui Hristos nu ești unde a hotărât Dumnezeu, unde te cheamă Duhul Sfânt, cum ești? Pierdut? Oamenii s-ar putea să nu fie de acord cu asta. Dar nu oamenii decid. Decide Dumnezeu, stăpânul, capul. De asta în seara aceasta, când mă gândesc la fiii risipitori, nu mă gândesc la cei care ziceți voi. Sau numai la cei care ziceți voi. Unde o fi, frate, derbedeul ăla care s-a dus prin discotei, s-a drogat? Da, și ei sunt fii rătăcitori. Și pe ei așteptăm acasă. Amin? Dar cei care nu-s unde trebuie, ăia cum sunt? Dar până vă dau un timp de gândire dacă folosiți seara asta să vă întoarceți acasă sau nu, am o întrebare. Noi numai de fratele mai mic vorbim. Ți-am zis că o să ieși mai bine. Ați auzit cumva și de fratele mai mare? Ăsta n-a plecat de acasă. Ăsta a stat acasă. Dar banii o lua de la taică-sul. Parcă așa am citit, că le-au împărțit avere la amândoi. O zis ăsta, nu? Nu, că nu, cum să-l jignească pe taică-sul. Dar a fost atât de nesimțit să spună, tată, nu mi-ai dat niciun ied. A fost? Păi nu ți-o dat un ied, că ți-o dat jumătate turmă, e adevărat. Eu cred că și cu partea lui frate s-a rămas, că doar nu s-a dus ăla cu caprile după el și cu oile după el. Și ăsta l-a șantajat, o zis că dacă nu vrei să fii pe YouTube cu caprele, cu tare, eu îți dau. Na, eu înțeleg că turma merită 1500 sau 150.000, eu zice, numai 20.000 îți pot da, dar aici ai cash-ul, nu-ți? Ce-a făcut ăla pruncul? Țineți oile, dă încoace, țineți caprele, tot. Eu cred că a rămas cu turma întreagă. L-a jegmănit pe frațul de numă, dar are nesimțirea să spună, tata nu mi-a dat nimic, de el nu a plecat de acasă. Chiar să laudă că o slujit. Cu ce atitudine? Cu ce atitudine? Nemulțumit mereu. Nemulțumit mereu. Foarte interesant că urmărea pe site, pe unghii frate-sul. Nu știu, i-a pus GPS, tag, ce i-a pus, că el știa, Biblia nu dă detaliu, mai, el știa că a fost cu femeile desfrânate, el știa, nu știu, o fi trimis frate-sul ceva vederi poștale și le-a ținut pe toate sub pernă, că tare i-a plăcut. Știi ce e mai dureros? El nu a plecat de lângă tata, dar inima lui nu a fost deloc cu tata. Că el acum mărturisește. Nu mi-ai dat niciun ied să mă bucur cu cine? Cu cine? Cu prietenii. Păi dar nu te-ai putut bucura cu mine. Dar nu mă interesează să mă bucur cu tine, tu n-ai priceput. Eu am stat acasă că n-am vrut să plec, poate tot din interes. Sau că n-am avut curajul. Dar pe mine nu m-a interesat inima ta, nu m-a interesat bucuria ta, nu m-a interesat lacrimile tale, nu m-a interesat fratele meu dacă se duce și crapă, că dacă m-a interesat, îi spuneam eu să nu plece, îl rugam, spuneam, bă, îți dau ție toată camera, nu pleca, că e rău. Se ruga pentru el, postea pentru el. Ascultați-mă, ai putea să postești și să te rogi un an de zile să se întoarcă un copil în biserică și când se întoarce să fii împotrivă? Păi dacă ai vedea pe una că nu ridică mâna să primească, Doamne, ferește-te, băi, tu habar n-ai. Lacrimile mele, durerea mea, cât am plătit eu să se întoarcă așa cum e. Și tu spui că acum n-are cordeluța care o vrei tu, că nu-i culoarea galbenă. Asta e important, importantă că nu a murit acolo în păcat, lasă că eu îmi da noi și tot. Important e că se întoarce. Fratele mai mare n-are nicio treabă cu astea. Din potrivă, când tata spune, azi e seara bucuriei,
Azi e seara în care tăiem vițelul, cântă muzica, ai lumină. S-a întors fratele tău și copilul meu și este viu și bine, să ne bucurăm. El spune, bucură-te tu! Eu în casă nu intru, muzica ta nu mi-o trebuie, vițelul tău nu mi-l trebuie. De ce? Că n-am nimic în comun cu tine. Oare putem avea așa ceva în biserică? Ei nu sunt șterși din registru membral. Chiar vin la biserică. La biserică sunt nemulțumiți. La biserică nimic nu-i bine. Dacă ar fi în biserică cum e cu pretinii, dacă s-ar cânta muzica pretinilor, dacă ar juca biliar cu pretinii, dacă atunci când se face o agapă, dar nu facem agapă cu frații și surorile, bă, oameni, nu înțelegeți că nu asta mă interesează. Eu aș vrea o agapă pe banii voștri, normal, dar cu cine? Cu a mei. Eu mă întreb, care a fost mai prăpădit dintre ăștia doi? Nu, nu vreau deloc să scuz pe cel mai mic. Nu vreau deloc să-l scuz pe cel mai mic. Dar ce scuze să-i găsesc la cel mai mare? Ce scuze să-i găsesc la cel mai mare? Și acum eu vă întreb în seara asta, cui să ofer șansa din partea Domnului? Cui să ofer șansa să se pocăiască? Celui mai mic sau celui mai mare? La amândoi? Din cât știi tu în Biblie, cel mai mic s-a pocăit? Dar oare cel mai mare ce-a făcut? Eu nu sunt așa de rău ca voi. Știți ce îmi place mie să cred? Când fiul refuză să intre în casă, iese tata afară. Că tata-i tată și la ăla mic și la ăla mare. Și iubește pe amândoi. Și știe pe amândoi. Și iese afară și începe să-i explice, copile, n-ai pierdut nimic, tot ce este al meu este al tău. E fratele tău. Și după ce îi spune toate astea, știți cum aș vrea să se încheie pilda? Că fratele cel mai mare a zis, tată, iartă-mă. Derbedeu am fost și eu, altfel, dar tot derbedeu, tot fără tine, tot departe, tot nemulțumit, tot vagabond, aici în casă, vagabond. Și tatăl să spună, te-am iertat, și să-l îmbrățișeze și să intre amândoi în casă și să înceapă bucuria. Dar am o întrebare. În cazul în care ei au dreptate și fratele mai mare n-a vrut să se pocăiască și n-a intrat în casă, cântat-o muzica. Fără el, dar au cântat. S-a stins lumina? S-a mâncat? O primit la mic chinelul? O primit îmbrăcămintea? Oameni dragi, în seara asta nu-i musai să vă pocăiți. Hai să ne înțelegem, nu vă pocăiți pentru mine. Nu știu dacă ați ținut minte ce v-am spus la început, nu vă pocăiți nici pentru Dumnezeu măcar. Știți pentru cine ne pocăim dacă ne pocăim în seara asta? Pentru noi. Pentru binele nostru. Și pentru veșnicia noastră. Dacă nu o să vă pocăiți, Dumnezeu nu pierde. Poate fi întristat. Dacă nu vă pocăiți, biserica nu pierde, ascultați-mă. Poate fi îndurerată, biserica rămâne a lui Hristos. În locul vostru vor veni alții. Cerul va fi plin, va fi glorios. Doar voi veți lipsi. Spuneam la început că aștept să văd ce va face Dumnezeu în seara aceasta. Și știți ce a făcut Dumnezeu în seara aceasta? Că întotdeauna ne-a chemat, ne-a iubit și ne așteaptă. Dar am zis că mai vreau să facem ceva. Să văd ce faceți voi. Ascultați-mă. Vine rândul vostru. Dar o să vă spun un lucru. Poate că nu o să-l uit niciodată în viață. Atât de rușine mi-a fost. Eram păstor în biserică. Am avut o seară de evangelizare. A venit un predicator de la Lugoș cu corul. A predicat frumos și a chemat oamenii la pocăință. N-a insistat că nu-i din ăla.
Spre rușinea mea și altora, nimeni nu s-a ridicat, nimeni n-a ridicat mâna. Când am crezut că rușinea e suficient de mare, mi-am dat seama că m-am înșelat. Era un păstor blând, s-a ridicat la microfon și a spus: Doamne Iisuse, în seara asta văd că nimeni din Arad n-are nevoie de Tine. Vreau să spun ceva. Noi, lugojeni, avem nevoie de Tine. Dacă nu vor arădenii să rămâi cu ei, te rog, vino cu noi. Că noi avem nevoie de Tine. Doamne, ce rușine m-a apucat. Poate că la unii le-a părut rău. Dar rugăciunea era încheiată. Serviciul era încheiat. Acum vreau să vă spun un lucru. Dacă voi nu aveți nevoie de Dumnezeu, eu am. Dacă voi nu aveți nevoie de iertare, eu am. Și în seara aceasta vă asigur că cineva îi va cere lui Dumnezeu iertare. Dar vă asigur că cineva va fi primit și îmbrățișat. Asta e bucuria mea. Și acum că am lungit-o, acum e momentul vostru. Spuneți-mi cu cine să încep, cu fiii risipitori sau cu cei mai mari? Nu vreau să vă pun eu nicio categorie, că vă știți voi. Dar vreau să vă întreb, nu pentru spectacol, oameni buni, hai să nu ne jucăm cu Dumnezeu, să nu mai adăm păcate. Vreau să întreb, există cineva aici în sală, la partea bărbaților? Că-i fiu mai mic, că-i fiu mai mare, că-i risipit mult, că-i puțin, care în seara aceasta vrea să se întoarcă cu inima mai tare înspre Tatăl? Aș vrea să vă ridicați în picioare. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Să vadă lumea că e ziua. Nu trebuie să facem în ascuns. La balcon, la frați, există cineva? Oare pe la surori există cineva care ar spune că Tatăl chiar merită mai multă iubire, mai multă îndurare? Să vă întreb și la cor? Sau voi n-aveți nevoie? Oare ar fi greu să întreb dacă noi slujitorii am putea și noi? Oameni buni, ascultați-mă ceilalți, voi nu știți ce ați pierdut. Voi nu știți ce ați pierdut. Doamne Dumnezeul nostru, mărturisim că nu Te înțelegem, Doamne. Nu Te înțelegem de ce ai iubit atât de mult. Nu Te înțelegem de ce ierți atât de mult. Nu Te înțelegem, Doamne, de ce rabzi atât de mult. Dar și dacă aș fi orb, trebuie să recunosc că Tu ai câștigat. Ai câștigat atunci când L-ai primit pe Fiul care s-a întors. Ai câștigat când L-ai primit pe Cel Mare. Ai câștigat când ai avut răbdare cu Petru și după lepădare și toate blestemele care le-a spus, L-ai privit cu drag. Trebuie să recunosc că dragostea Ta învinge. Poate în locul Tău eu aș fi lovit, aș fi condamnat. Și Tu ai ales să rabzi. Ai ales să iubești până la capăt. Și până astăzi nu Te-ai oprit nicio zi.
Îți mulțumesc pentru cei în inima cărora ai câștigat în seara aceasta. Sunt sigur că dai iertare, sunt sigur că îmbrățișezi, sunt sigur că pui în el, în deget, încălțăminte, în picioare și o haină de fiu de împărat. Doamne, m-aș simți cel mai onorat să fiu argatul tău, să mă pui să fac cea mai de jos slujbă. Și îți mulțumesc că mă primești ca fiu. Și îți mulțumesc că mă așez la masă. Și îți mulțumesc că este bucurie și sărbătoare. Doamne, în seara aceasta, fii binecuvântat de toți cei care s-au pocăit. Fii binecuvântat de toți bărbații care se întorc mai mult spre tine, de toate surorile, de tineri, de bătrâni, de noi, de slujitori. Fie în numele tău binecuvântat că dragostea învinge. Doamne, te mai rog ceva. Primește mulțumirea și închinarea noastră. Aș vrea frații din grupa de închinare să cânte. Acum trebuie să înceapă cântarea biruinței. Nu plecăm acasă, acum masa e întinsă. Acum nu ne grăbim, îl lăudăm pe Dumnezeu că e bun și e mare. Slăvit să fie Domnul!
pentru seara aceasta. Îți mulțumim că ne-ai vorbit în seara aceasta. Și vrem să te rugăm, ajută-ne pe toți, Doamne, ca să trăim pentru Tine. Inima noastră să fie mai aproape de Tine. Umblarea, trăirea noastră să fie cu Tine în fiecare zi. Și apoi, Doamne, când vine vremea să intrăm pe porți în noul Ierusalim, să fim primiți cu bucurie. Și niciunul, Doamne, care este aici să nu lipsească de la marea întâlnire. Cu toată biserica ne rugăm, mântuiește și în seara aceasta. Doamne, ajută-ne pe toți să ne întoarcem spre Tine și să umblăm cu Tine. Lăudat să fie numele Tău. Vom pleca la casele noastre, vino cu noi. În casele noastre Tu să fii Domn și Stăpân. Poartă de grijă la toți frații și la toate surorile. Binecuvântă toate familiile, Doamne, din biserică. Mă rog pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri, pentru mame, Doamne, pentru tați, Doamne, ajută-ne pe toți să fim în voia Ta. Te rugăm să îl binecuvintești pe fratele Viorel. Poartă-i de grijă în drum spre casă, fii cu el, Doamne. Păzește-l de necazuri, de accidente, Doamne. Și pentru seara aceasta cu toții îți mulțumim. Numele Tău să fie glorificat. Numele Tău să fie înălțat. Numele Tău și Tu să fii preamărit în vecii vecilor. Tată, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, până în veci. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă rog să vă așezați doar pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim Domnului pentru că din nou s-a ocupat de noi. Glorie Domnului! Mulțumim fratelui Viorel pentru slujire. Domnul să vă binecuvinteze, frate Viorel. Pe unde ajungeți? În biserica dumneavoastră care o păstoriți din Arad. Spune salutări sfinte, har, pace și binecuvântare de la Domnul. Înainte ca să plecăm, fratele Viorel are și cărți cu dânsul. Sunt acolo afară. Dacă cineva dorește să cumpere, se poate. Domnul să fie cu noi. Ne despărțim și vă doresc har și binecuvântare de la Domnul. Amin.